The Northman sau Northman sau omul nordic. Father, mother, my king, my lord, I am your son. I will avenge you, father. Și chestii de-astea care se vorbeau în engleză, în mod ciudat, mă rog, în anii 900 înainte de Hristos, în țările, whatever, nordice, nu știu ce, vikingi, chestii de-astea. Nu contează, trecem peste. Asta e, nu asta mă deranjează sub nicio formă. Robert Eggers revine cu film scris și regizat de el după The Witch din 2015, tot cu Anya Taylor-Joy, care e și în The Northman. După ce The Witch a fost horror psihologic destul de bun, lent, psihologic, pretențios un pic, chestii foarte mișto, producție, scenografie, atmosferă, etc., etc., după care The Lighthouse din 2019, parcă, Willem Dafoe și Robert Pattinson, foarte doar psihologic și wow, la fel, imagine, atmosferă, producție, scenografie extra, mega ordinare, niciunul pentru, nu pentru toate gusturile, niciunul. Acum The Northman, un psihologic, acțiune, bătăi cu săbii, whatever, chestii de-astea, tot destul de lent și tot nu pentru toate gusturile, dar mă rog, dacă vă plac filme de genul cu vikingi și bătăi cu săbii și lupte medievale și o atmosferă super șmecheră, adică pentru perioada respectivă și totul de la costume la, mă rog, imagine și toate cele, e nou acum în cinema, trebuie să încep cu chestia asta de Northman, este acum nou în cinema, mergeți să vă uitați la el, dar doar cine... Nu știu, după ce vedeți un trailer, poate doar cei care poate sunt atrași de genul ăsta, mai ales și bineînțeles toți cei cărora v-a plăcut The Witch și poate mai puțin The Lighthouse, pentru că e mult mai diferit. E poate spre The Witch, nu că în sensul că e horror, dar în sensul că e mai comercial, e mai ușor de vizionat, știi? Nu e doar de peisaje și costume și cât de mișto e, nu știu, regizat și filmat și nu știu ce, și atmosfera și bla bla bla. Pentru că sunt multe cadre și multe momente în care povestea este super lentă, în care trebuie să-ți arate tradiții barbarice, mă rog, habar n-am de ce origine exact, nordică, whatever, care au adus ceva, știi, la atmosferă și nu știu ce, au adus ceva pentru film, dar în același timp a încetinit destul de mult, a fost un pic ciudat câteodată, poate prea violent câteodată, deși nu partea violentă m-a deranjat sau scârboasă sau nu știu ce, ci poate pur și simplu cât de mult s-au concentrat pe anumite chestii care erau doar pentru atmosferă, știi? Și, bun, înțeleg, da, poate n-am mai văzut de mult un film care să nu se concentreze doar pe firul principal, știi, gen de răzbunare, un fiu care, fiul regelui, bineînțeles, mă rog, un rege care juca de Ethan Hawke, foarte, foarte puțin, care este, asta e premisa, deci nu e spoiler sau ceva, este omorât de unchiul lui, da, de unchiul băiatului, mă rog, fratele regelui normal și vrea să se răzbune 20 de ani mai târziu când arată ca Alexander Skarsgård combinat cu Tarzan sau Tarzan jucat de tot de Alexander Skarsgård dacă ar fi fost la sală cu Dwayne The Rock Johnson. El și toată, mă rog, scenografia și toată gen cum arată filmul și chestii de genul ăsta și, mă rog, și faptul că aștepți, știi, aștepți răzbunare, aștepți acțiune, poate aștepți să se răzbune ăsta, știi, pe unchisul și cum ajunge acolo și ce trebuie să facă și nu știu ce. Fapt, toate astea țin filmul, știi, te țin interesat, dar au fost momente în care, gen, eram ok, cât mai avem, cât mai, când ajungem acolo, ok, bun, a mai fost o chestie interesantă acum și mișto și arăta bine și nu știu ce. Iar un pic cam lent, restul nu prea au adus mai nimic, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, n-au prea adus mai nimic la masă, știi, adică nu s-a concentrat prea mult pe actori, nu prea poți să zici, da, bă, nici măcar Alexander Skarsgård, adică da, cum arată și cum gen e ca o bestie, nu știu ce, câteodată și nu știu ce, da, ok, toți de fapt au jucat bine, dar nu prea poți să zici că a fost... Cum a fost The Lighthouse, știi, în care a fost gen jocul actorilor, Willem Dafoe, și care apare și aici un pic.
și Robert Pattinson, știi, că au dus, știi, gen, cu jocul lor actoricesc și restul de scenografie și nu știu ce, au dus filmul, știi, gen, a fost super psihologic sau ceva. Aici poate a fost așa și așa, știi, adică actorii n-au adus mare lucru. Da, a fost super bine pe aceleași părți pe care Robert Eggers, na, le-a făcut super bine, cum am zis, da, de scenografie, nu știu ce, la la la, și au fost niște scene de luptă, acțiune, omor, chestii, lupte, bătăi și chestii care au arătat foarte bine, mai ales una, o ultimă scenă la sfârșit de tot, foarte mișto. Și au fost, cam toate au arătat destul de bine, știi, cu coreografia, cum au filmat, cum au editat, nu știu ce. Arată bine, totul e super dur, super, știi, foarte murdar și chestii de-astea, știi, totul e foarte murdar și realist, nu știu ce. Astea, pe partea asta e super bine, nota 10, știi, povestea e ok, acțiunea, da, e bună, știi, gen, e mișto, știi, când e acțiune sau ceva, dar sunt oamenii o să fie foarte împărțiți. Sunt oameni care se uită după o anumită chestie, sunt oameni care o să aprecieze aia, unii aia, unii aia, nu știu ce. Eu apreciez cam tot, dar așa, dacă e să luăm impactul asupra mea și cum am simțit, știi, uitându-mă la filmul ăsta, aș zice poate undeva pentru ce a vrut să fie pe la 8, a scăzut foarte mult, au scăzut foarte mult scenele astea cu diferite tradiții și parcă prea mult s-au concentrat pe... Ok, e interesant, da, dar e și un pic poate prea lent sau plictisitor. Nu prea pot să zic acum, uitându-mă înapoi, nu prea pot să zic că a fost prea lent filmul, dar cu toate astea m-am simțit un pic plictisit câteodată. Te imersează acolo, dar nu te imersează cum trebuie, cred, datorită ritmului. Cred că asta a fost problema. Ritmul, anumite alegeri de scene poate au fost prea lungi unele, prea, nu știu, poate prea lăbărțate față de firul narrativ principal, nu știu exact ce m-a scos. Foarte mișto atmosfera și te imersează super bine, dar te scoate cu niște chestii, poate cu unele chestii mai psihologice, unele chestii mai SF, unele chestii mai scârboase și mai știu, pentru că așa erau, habar n-am, tradițiile sau așa a vrut el, știi, să denote o anumită, un vis sau o stare sau o chestie, știi, gen o fabulă, o de asta nordică sau whatever. Momentele astea m-au cam scos câteodată, știi? Adică eram gen nou, ok, știi, e intens, dar toată lumea e super serioasă și la maxim, știi, tot timpul e trist și murdar și violent și câteodată poate combinat cu partea aia mai psihologică și mai nu știu ce, câteodată mă scotea un pic din film, dar mă rog, a fost ok pentru ce a vrut să fie. Mulți o să aprecieze mai mult, alții deloc, sunt de acord. Mă văd undeva la mijloc, poate un 8 pentru mine personal. Nu e, dacă vă e frică, gen, nu e, să nu, nu e lighthouse să nu înțelegi mare lucru, știi, să înțelegi așa în mare, dar foarte multe chestii. Nu, foarte multe chestii sunt doar actorii care să dau șmecheri și nu știu ce, între ghilimele. Știu că nu e asta, dar zic și eu așa, știi, nu e genul ăla, știi, adică se înțelege cam tot, știi, nu e la modul, mamă, interpretabil, mult prea metaforic, nu. Ba chiar câteodată dialogul dintre anumite personaje parcă e special pus să ne explice nouă, a, ăla era ăla, a, ok, a, asta vrea să facă, știi, parcă a pus-o, știi, pentru gen, uite, un pic de informație acum și s-a văzut, parcă a sărit în ochi, știi, parcă era gen, a, înțeles, ne-ai explicat aia. Da, cam ciudat, ți-a cam sărit parcă pentru o audiență că a fost chestia asta, puteai să o lași mai moale, știi, ar fi fost mai mișto. Nu știu, poate după The Lighthouse a zis, hai mă, să le dau ăstora ceva, să le dau un pic de informație din când în când. Și n-a mers extraordinar câteodată în dialog, poate doar eu am observat chestia asta, nu știu. Cum vi s-a părut vouă în comentarii? Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce notă i-ați da, ce ziceți, ce vreți să urmeze? Și nu uitați să vă abonați și clopoțel pentru notificări, pentru că urmează chestii. Și la comunitate, să vă uitați la comunitate, să votați filmul preferat din toate timpurile. O să ajungem acolo la un moment dat. Nu luni de zile, nu o să ne ia atât de mult, că am pus cam câte unul pe zi și o să sar de câte, am sărit deja destule. Vizionare foarte plăcută pe acest canal. Pupa, da, ba, da, ba, da, ba.